suntem în București, într-o zonă în care n-ai zice că ar exista o astfel de locație, așa cum este cea pe care o să o vedeți în următoarele 20 de minute și care ne va fi gazdă. O locație frumoasă, o locație elegantă, într-o zonă, v-aș spune, dar să mor de vămin de știu cum se cheamă cartierul. Da, aflu. Luluz Bistro este locația, în schimb, știu asta, care ne va fi gazdă în următoarele 20 de minute. Aflăm unde se află și ce se întâmplă cu Luluz imediat, după ce, desigur, colegul Dănuț Vasilcino o să vă arate în detaliu atât interior cât și exterior, pentru că au o terasă unde se poate fuma. Și sunt bucuros să spun chestia asta din tot sufletul. Luluz, așadar, locația care ne găzduiește. Vizionare plăcută! Va lămuri și unde se află exact, în ce cartier, în ce zonă, unde se află Luluz, uite-le aici lângă mine, un om drăguț, un om cu experiență, pe care îl salut, pe care îl și întreb cum se cheamă. Stambuli Nicolae este numele meu. Nicu. Nicu, pe scurt, da? O să zic Nicu? Da. Ok, Nicu, bun. În ce zonă se află Luluz Social Bistro? În cartierul Vitan. Ah, deci era bine cu Vitan. Dacă o dădeam cu Vitan, o dădeam bine. La doi pași de rondul Alba Iulia, deci nu departe de nebunia cu terasele. De cât timp Luluz Social Bistro aici, în zona Vitan? Facem un an de Revelion. Deci nu e mult, ai un an fix de Revelion, se întâmplă? Exact, de Revelion. Bravo. Party de Revelion ce o să iasă și rupere la utere, ca să zic așa, maxim. Avem deja postat pe Facebook, biletul pentru Revelion la noi costă 250 de lei, mâncare și băutură inclusă. Ce capacitate are Luluz Social Bistro? În interior avem 80 de locuri disponibile, iar pe terasă, în momentul ăsta, 40. Deci, în total, te ridici frumos la 120. Poate. Adică ce se întâmplă înăuntru se aude și pe terasă, mă gândesc dacă e vorba de muzică. Da, și se poate extinde până la 150. E o chestie dubioasă în stand-up comedy, pentru că sunt foarte mulți oameni care tot timpul dau același exemplu clasic. Adevărata comedie în România este la Coarșinier. În p***a mea, parcă sunt niște oameni imaculați, în sensul că Stella nu o să pun niciodată o p***a și nu o trage niciodată o labă. Și mă uit odată, pentru că văd că sunt foarte multe femei care sunt ofensate când aud cuvântul p***a. Bă, parcă li bat în cap când aud cuvântul p***a. E la următor. P***a. Ei! Ei! Nu mai zic cuvântul ăla vulgar. Care? Ăla care e?
Și de asta zic, de punctul meu de vedere, cred că indienii sunt prima civilizație care au introdus cenzura în ceea ce privește comunicare. Pentru că indienii nu înjurau. Indienii erau în felul următor. Băi, să-mi bag în măta. Băi, ți-o lici pe mama la... Și a fost Halloween și mi se pare o sărbătoare minunată. Eu aș vrea să iau americani în p***a să-i duc în Vaslui, să vadă că acolo e Halloween în fiecare zi. Serios, mântă-i picioare, tăi-te acolo, văd absolut ce vor ei. În schimb, ce mă deranjează pe mine la Halloween, căcatul ăla de întrebare din partea prietenilor. Cu ce te costumezi? În ce te costumezi? Bă, vinea o grămadă de prieteni care știau căcatul ăsta de întrebare. La un moment dat, când am venit o prieten și mă întreba, în ce te costumezi? Am cedat psihic și am zis, în măta mă costumezi. Și o să sub la toți prietenii, te-ai zis, vești, din groază o să fie acum. Ia zi-mi ce, în ce direcție, cum și în ce fel se întâmplă lucrurile din punct de vedere al păpicii. Bucătăria merge pe linie internațională, puțin către street food, trenduri. Zona bistro, hamburger, costițe. Da, mai mult către un pub decât către un bistro, dar trebuie să cumva să... Combinăm lucrurile, adică pe timp de zi funcționăm ca un bistro, iar seara mergem puțin către stand-up, muzică live, seri de jazz. S-au întâmplat deja lucrurile astea aici la Lulu's Social Bistro? Serile de stand-up, da, jazz urmează din noiembrie, avem și expoziție de artă pe 15 noiembrie, urmează și muzica live începând cu decembrie. Și totul merge către bine, sper. Numele meu este Mirea Paul, sunt din Fetești. Știe cineva unde e Feteștiul? Da. Am întrebat undeva la Brăila chestia asta, mi-au zis, mă, împișați de acolo când am fost la mare. Da, e ok. Pentru cei care nu știu, Feteștiul e un orășel foarte mic. E atât de mic încât avem un singur semafor și o singură curvă. Da, eu nu merg aia. Pentru că mi-e rudă. Glumesc, vă dați seama, stand-up. Mersi pentru o aplauză. Bă, eu chiar îmi iubesc rudele. Și dacă aveți 50 de lei, le iubiți și voi? Nu, îmi iubesc atât de mult rudele, să vă zic sincer, o iubesc foarte tare pe bunica mea, pentru că ea m-a crescut. Tot timpul avea chestia aia, băi, handicapatul, dacă ești din casă, ia geaca pe tine. Zic, bunico, sunt 40 de grade afară, n-am cum să iau geaca pe mine. Băi, ia-o pe tine că o să-ți prindă bine. Și așa am făcut. Am fost la un magazin de jucării, am văzut o jucărie super mișto, aia cu luminițe multe. Se uită bunica mea la mine, îți place jucăria? Da, bunico, atunci bag în geacă. Mai face bunica mea aici, ce să-i faci? Aveți o problemă cu glumele religioase? Nu, nu? Hai să vă zic o chestie. Nu știu dacă ați observat, anul 2016 a fost anul moaștelor. Adică toate babele nebune își dădeau check-in în biserică. Simțindu-se binecuvântate. Bă, eu n-am o chestie cu treaba asta. La mine când au venit prietenii prima dată să-mi zică, bă, hai să punem 20 de lei pentru paraschiva, am crezut că mergem la curve. Eram acolo, da, boss, că vreau să f*** ceva. Vă dați seama când mi-a zis, bă, omule, e moartă de 400 de ani. Și atunci de ce o mai plătim? Da, m-a continuat tot el, bă, nu suntem în Vaslui. Nu, chiar am avut spectacol în Vaslui și băi, nu, oamenii de acolo sunt foarte faini. Am avut spectacol în Vaslui și nu a fost nimic dubios, adică magazine pe stânga, violuri pe dreapta, ceva normal. Și zilele astea mi-a ieșit un coș, cred că încă se observă, și trei zile la rând am auzit aceeași replică. Orice femeie vede un coș, vai ce coț ai și nu vrei să-l storc? Iau ce este din el! Nu-i așa, domnișoarelor? Dar mie în 30 de ani nu mi s-a întâmplat să vină o tipă la mine să-mi zică iau ce p*** ai și nu vrei să o suc? Iau ce este de aici! Hai să facem o altă chestie, ați venit cu prieteni în seara asta? N-aveți prieteni? Păi nu știu ce prieteni aveți voi în grupul vostru, dar trebuie să aveți și prietenul ăla care-i fut picioarele îngrozitor. Nu schimbați priviri între voi.
E ăla care vine la tine acasă să se descalță, îți omoară toate plantele, are ficus infart. Mergi cu el la mare, nu-i niciun loc liber, descalță ăsta deodată liber până în vama veche. El și cu Moise singurii oameni care au dus părții mari în două. Rămâneau pești din aer, nu da din coadă, poate pleacă. În vacanță a fost cineva recent? Săracilor. Ați venit aici, intrare liberă. Ce vacanță. Băi, am fost recent în vacanță în Spania și ca să înțelegeți și voi dacă am înțeles ceva din toată vacanța asta, e că înțeleg foarte bine spaniola. Asta pentru că a țipat o tipă la mine. Hei, muchacho, 5 euro, mă... Înțelegeți și voi spaniola? Nici n-am întors bine capul ăsta că a apărut unul lângă mine. Hei, cojones, v-a în seara asta? Aș f***, dar nu tengo dinero, am venit la căpșuni. Prieteni mici aveți? Dar voi chiar n-aveți prieteni. Când sunt seriile de stand-up, când sunt seriile de cântări live, dăm puțin din casă. Bănuiesc că totuși ideea de cântări live o duci către weekend și stand-up-ul la fel sau cum funcționează? Da, seriile de stand-up. Avem un proiect nou cu Marius Gheorghiu, un open mic pentru începători, premiat cu $100 câștigătorul. Iar el păstrează cumva joia stand-up programului. Serile de jazz o să le ținem vinerea și sâmbăta. O să urmeze și niște concerte de blues pe stilul Alexandrina Hristov. Maică-mea s-a certat cu vecina și cea mai bună prietenă în același timp, tanti Victorița. Și mi-a zis să nu mai salut niciodată pe tanti Victorița când o vezi. Și m-am conformat, încă n-a, era maică-mea, am trecut pe lângă tanti Victorița, n-am salutat-o și tanti Victorița mi-a strigat: bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură! Și am ținut minte vorba asta că mi-a plăcut și peste ani, când trebuia să fac sex cu o fată și n-am avut la mine prezervativ, am zis: bună ziua, gură, că stăpânul n-are căciulă! Da, eu am prieten, făceam dragoste cu prietena mea, timp în care ea a dormit. Dar nu m-am supărat, că nu te supere, adică continui, că e gratis. E gratis, continui, nu te superi. Ea s-a supărat un pic la final după ce am terminat, că am trimis-o din somn și am trimis-o la baie să se spere pe față. Asta i-am întrebat azi dimineață pe prietena mea, zic: hei, ce face cea mai frumoasă fată din lume? Și a zis: bine. Zic: bine, bine, dar tu ce faci? Îmi pare rău că n-am fost faină, dar mai am încă una, fii atentă. Pe Facebook tot felul de fete, care își pun tot felul de poze și mai ales sunt din astea care au la profil acolo, scrie Workset buzunarul lui tati. Și arată ca și cum buzunarul tati e un pic spart. Adică cam așa arată fetele astea și își pun tot felul de poze din astea în care stau așa ca un pește balon în poziția asta. Și toată lumea zice: vai, ce cute ești, fată! Ce bine stă! Nu! De fapt, chestia asta ascunde o mare perversitate. Arată că au două opțiuni. Nu știu dacă să scuipe sau să înghită. Nicu, mă bucur enorm că ai reușit performanța să deschizi o locație aici în zona cartierului Vitan, nu Molvitan, nu Decebal, fix în buricul cartierului, între blocuri, cu o locație care se vrea a fi de elită, o locație care ține și a ridicat ștacheta destul de sus pentru această zonă și uite că se bucură de succes. Mâncare bună, un ambient extraordinar, nu uitați de terasă, se poate fuma pe terasă care este închisă, amenajată, e cald, e bine pe terasă la Lulu's Social Bistro. Și asta datorită lui Nicu, care școală ce a făcut la Fratelli, a pus în practică, iată, și în locul pe care el îl are în mână, e propriu personal al lui, tot al lui. Și nu numai, că ești asociat cu, mă gândesc, cu cine? Cu un prieten din copilărie. Cu numele lui Mic, măcar? Tână. Tână. Tână și Nic au făcut super treaba aici la Lulu Social Bistro, care ne-a fost gază timp de 20 de minute. Felicitări! Jos pălăria! Mulțumesc! Simplu și la obiect. Da, corect.
space nation. World population confront their frustration. The principles of true hip hop have been forsaken. It's all contractual and about money making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man, then stand your own. To MC require skills, I demand some show. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone far from home, giving crowds what they wanting. Official hip hop consumption, the fifth thumping, keeping your party jumping with an original something. Yo, I dedicate this to the one dimension now. No imagination, excuse for purpose. O ediție frumoasă, vă mulțumesc din suflet, de altfel ar fi trebuit să o fac de la bun început pentru, desigur, audiențele pe care ni le-ați făcut în perioada weekendului care a trecut. Vă mulțumim, vă suntem recunoscători și vă vom mulțumi de fiecare dată de câte ori avem ocazia. Bun, final de ediție, voi nu uitați că aveți modalități de a intra în contact cu noi dacă e să ne căutați pe Facebook, tastați Club Zone România, Mircea Zara, Mircea Zara Oficial sau... desigur, Music Channel. Aveți la dispoziție și un grup pe Facebook, Club Zone România. Dacă nu și sunteți deja acri și sătui de ceea ce înseamnă Facebook-ul, o puteți face pe Instagram, tastând de asemenea Club Zone România sau Mircea Zara, sau mai nou, că e în trend și că se poartă și că e fiță și că e foarte undercover, Snapchat. Acolo, simplu, tastați mircea.zara și suntem în legătură și pe Snapchat. Ne-am tehnologizat și avem toate platformele la dispoziție, toate platformele de socializare. Gata, punem punct ediției de astăzi. Nu uitați, vinerea începând cu ora 23, de fiecare dată, de 17 ani încoace, începe o nouă ediție și anume de Club Zone.